Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Eu am început ziua foarte, foarte bine și plănuiesc să vă ajut și pe voi să începeți ziua la fel de bine. M-am trezit, am plecat la muncă și am văzut un lucru absolut superb, acea poveste de dragoste eternă între lună și soare. Pe de-o parte răsărea soarele, pe cealaltă parte era luna plină care cumva pleca așa tristă pentru că nu putea să se întâlnească cu iubitul ei. Cred că știți povestea despre care vorbesc și mi-am dat seama în sfârșit că a venit primăvara. Nu mai am niciun dubiu, în această dimineață cu siguranță a venit primăvara și în această dimineață n-am niciun dubiu că urmează rubrica Pe legea mea cu Oana Gherghina. Și dacă o avem pe Oana în platou în această dimineață, vă și dau un mic indiciu despre ce urmează să discutăm. Vorbim despre francize, așa, pentru că ei place foarte mult zona aceasta de business și tinerii antreprenori poate că pot să găsească o portiță de a începe ceva în acest domeniu folosindu-se de acest context. Bună dimineața, Oana, și bine ai venit! Bună dimineața, Georgia! Bună dimineața și oamenilor de acasă care se uită la noi în această dimineață. Uite, eu am pornit așa, cu foarte, foarte mult entuziasm. Să știi că și eu. Cum îți spuneam mai devreme în platou, deși mă grăbesc la o ședință după emisiune, am un vibe foarte bun astăzi. Cred că primăvara într-adevăr a venit. Și cum vine primăvara, începem să ne gândim că am vrea să facem ceva. Știi că iarna parcă merge să stai în casă, când vine primăvara parcă ai vrea totuși să faci ceva. Și m-am gândit la francize. În primul rând vreau să le spun tuturor faptul că există o diferență între franciză și franciză, pentru că în limbajul curent oamenii confundă aceste două noțiuni. Franciza este cea de la asigurări, iar francizele sunt aceste rețete de afaceri pe care antreprenorii la început de drum pot opta să le folosească. Și ca să explic mai în clar despre ce este vorba, este vorba despre o afacere, rețete de afaceri, care sunt perfecționate și șlefuite în timp. Oamenii și-au făcut greșelile, au învățat din ele și au definitivat un model de business pe care sunt dispuși să îl transmită mai departe. Avantajele la franciză nu sunt numai pentru cel care cumpără franciza, adică pentru francizat, ca așa se numește, ci și pentru francizor, adică cel care vinde franciza. De ce? Francizorul, în momentul în care beneficiază de o rețea mai mare, are o vizibilitate mai mare în piață. Deci toată lumea se gândește, doar eu am de câștigat dacă iau o franciză. Nu! Și francizorul are de câștigat. Spun lucrul ăsta pentru cei care se gândesc că francizele nu se pot negocia, da? Îi ajutăm aici la emisiune pe antreprenori. Pe francizori are cine să-i ajute, nu-mi fac griji. Așa că pe tinerii antreprenori care se gândesc să-și facă o franciză, aș vrea să-i ajutăm un pic în dimineața asta. Francizele cele mai de succes la nivel internațional sunt în domeniul mâncării. Bineînțeles. Da, deci cu poptica. Și am să vă spun de ce. Pentru că, în primul rând, este vorba de rețete. Dacă la o afacere care vinde... Afacerea noastră cu microfoane. Mm-hmm. N-am terminat-o. Să știi că n-am pus-o la punct. Mă simt încă nu e definitivată. Nu vreau să o aruncăm în piață. Deci dacă la o franciză de genul, nu știu, cu echipamente muzicale... Ai poate doar rețeta de marketing și lucrurile din spate. La mâncare, în zona de mâncare, de food, ai rețetele. Și secretul acela comercial pe care a încercat Jamie Oliver să-l afle la un moment dat în instanță și nu știu dacă a reușit până la urmă nu, să-l afle, reușit, nu? Nu. Aici este toată povestea. Citeam o carte, nu mai mi-amintesc cum se numește, acum mai mulți ani am citit-o, în care chiar asta povestea autorul, că multe din rețetele de succes ale marilor francize din zona de food s-au născut din greșeli. Foarte interesant. Da. Au uitat prea mult în cuptor sau au scos prea devreme sau lucruri de genul ăsta. Au amestecat greșit un începător care a amestecat greșit anumite lucruri. Pentru că vreau să le spun viitorilor antreprenori care încearcă să urmeze calea asta
că aceste afaceri nu pot să, cum să zic eu, nu pot avea un aport propriu al antreprenorului. Deci trebuie să vă asumați de la început că în momentul în care vă cumpărați o franciză, va trebui să respectați întocmai zero creativitate, rețeta de afacere. Deci ăsta este un angajament pe care ți-l iei. Dacă crezi că ești o persoană creativă și nu poți fi restricționat de niște reguli foarte stricte, atunci franciza nu este pentru tine. Fiindcă în cazul francizei, totul este la detaliu. Adică, în francizele de mâncare, vorbim de francizele internaționale cele mai mari. Ca să dau exemple, că știu că nu avem voie la televizor, dar totuși, ca să dau exemple la nivel internațional, avem McDonald's, Burger King, Domino's Pizza, Wendy's și o grămadă... KFC, ca să fie 5. KFC, da, ca să fie 5. Așa, toate aceste lanțuri internaționale din zona de food au niște reguli atât de stricte până la nivelul la care și pașii pe care trebuie să-i facă în bucătărie o persoană sunt calculați. Adică totul este atât de calculat și atât de organizat încât nu există niciun fel de liber arbitru. Nu există niciun fel de creativitate de să îmbunătățim noi românește ceva. Nu putem să îmbunătățim românește nimic. Deci ei s-au ocupat și le-au îmbunătățit în foarte mulți ani, drept pentru care de-aia au și succes. Fiindcă acolo oricine poate să lucreze la una din francizele astea, pentru că este atât de simplu făcut sistemul, încât n-ai cum să greșești, pentru că toate greșelile au fost perfecționate în timp. Asta apropo de tinerii antreprenori care vin și își doresc să cumpere franciză și vin și ne întreabă: dar de ce trebuie să plătesc taxă de intrare în rețea? Că eu plătesc redevență. Deci, în cazul francizei, se plătesc două lucruri. Taxa de intrare în franciză și redevența, adică o sumă anuală din cifra de afaceri pe care o realizează francizatul, că așa se numește cel care are franciza. Trebuie să le răspundem la această întrebare. De ce trebuie să plătesc? Pentru că trebuie să plătești toate experiențele negative pe care oamenii ăștia le-au suferit de-a lungul zecilor de ani în care au perfecționat aceste franciză. Pentru că trebuie să plătești faptul că ai un brand care a crescut în ani. Gândiți-vă că niciuna din aceste rețele nu a fost de la început o rețea de succes. Ea a crescut cu adevărat și datorită francizaților, pentru că cu cât ai mai mulți oameni în rețeaua ta, cu atât vizibilitatea, exact cum spuneam, crește. Și uite așa, despre asta e vorba. Practic, ce franciză ne facem? Măi, o să stau să mă gândesc puțin, dar mă gândesc că orice aș face prin faptul că eu plătesc această redevență și taxa de intrare în rețea, practic eu plătesc drumul către calea succesului. Exact, pentru îmi place că am ajuns în zona asta. Nu cred că ai putea să dai greș. Ca drept dovadă, cel mai de succes restaurant din România este unul care face parte din lanțurile pe care le-ai menționat, cel de la Dristor, un drive-thru frumos. Cel mai bine cotat restaurant din România, mi se pare fantastic. E adevărat, însă nu trebuie să plecăm neapărat de la această prezumție. Și am să-ți dau un exemplu tot din România, cu o franciză internațională de mega succes, Dunkin' Donuts. Okay. Care în România a dat faliment. Interesant. Deci Dunkin' Donuts a fost în România. Asta apropo de ce vorbeam în emisiunile noastre anterioare. Trebuie să ai și momentul economic și deschiderea populației pentru anumite francize. Pentru că există francize internaționale foarte, foarte renumite care n-au venit în România. Și toată lumea se întreabă: a, noi România suntem lumea a treia și poate de aia. Nu, dar la noi polițiștii nu mănâncă gogoși. Exact. Asta e foarte simplu. S-au făcut studii și este vorba despre cultura națională. În momentul în care de-aia au prins, ați văzut că au prins francizele din Moldova? În România sunt francize moldovenești. Pentru că este o cultură apropiată și gustul este apropiat de gustul cu care populația este obișnuită.
Asta apropo și de faimoasa discuție cu dublu standard. Poate data viitoare o să vorbim despre dublu standard, pentru că e un subiect care mă interesează foarte mult. Noi avem chiar acum la Cabinetul de Avocatură un dosar cu un producător foarte mare și foarte renumit și așa mai departe, care vinde produse cu aceeași etichetă și cu gust diferit în diferite țări. Asta apropo de ce voiam să spun legat de franciză, că se fac studii cu privire la gustul populației. Sunt populații în care poate dulcele e mai puțin important, altele în care gustul dulce e preponderent și așa mai departe. Acum înțeleg de ce am mers în străinătate și am mâncat un burger din acela celebru și nu avea același gust ca acasă. Da, exact. E vorba și de producători, de furnizorii de materii prime, dar este vorba și de studiile care se fac cu privire la gustul populației. Asta apropo de francizele din zona de food, din zona de mâncare. Dar trebuie să înțelegem, mai ales tinerii care se uită la noi la această emisiune și care și-ar dori să își deschidă o franciză, pentru că vor să beneficieze de toate avantajele pe care le poate oferi o franciză. Faptul că marketingul tău este deja făcut de niște mega specialiști și nu mai trebuie să te omori tu să faci teste și să cheltui bani. Pentru că vrei să ai un brand consacrat și să nu mai investești tu în publicitate și așa mai departe. Pentru că vrei să ai un management super bine organizat fără să ai 7 MBA-uri. Pentru că sunt multe avantaje. Dar ce vreau să spun este că francizele nu sunt numai în zona de mâncare, adică aici vreau să ajungem. Există francize, de exemplu, în zona de real estate. De beauty. Da, exact. De fitness. Sunt foarte multe zone în care există francize și mai mult decât atât. Ce vreau să-i sfătuiesc pe cei de acasă. În condițiile în care, de exemplu, ai un salon, de exemplu, de beauty, de care vorbeai, unde mergi și unde ți se pare că e în regulă și unde vezi că afacerea a evoluat pozitiv în timp, lucrurile au crescut și poți tu să propui. Deci în momentul în care îți dorești să-ți deschizi un salon și vezi că deja salonul ăla are vizibilitate, are clientelă, are o reputație foarte bună, poți chiar tu să propui proprietarului o franciză. Adică asta nu înseamnă neapărat, pentru că de obicei am ajuns la acest subiect fiindcă era un element esențial pe care vreau să-l spun. Că în general, francizorii își aleg francizații, adică cei care au rețelele își aleg tinerii antreprenori pe niște considerente destul de dure, în sensul că nu poți să ai o franciză la unul din ăștia, uite, de care am vorbit mai devreme cu mâncarea internațional, decât în condițiile în care tu prezinți niște garanții. Adică ai mai avut o afacere care a funcționat, ai niște bani mulți pe dreapta, așa, pe dreapta puși și ești dispus să investești ca să aduci afacerea, pentru că în momentul în care vrei să deschizi o astfel de franciză, de exemplu din zona de food, tu trebuie să cumperi toate echipamentele și să faci toate dotările exact ca în modelul prototip, pentru că există o unitate prototip după care se fac toate aceste francize. Și atunci, unitatea prototip, fiecare șurub din unitatea prototip costă, evident. Și trebuie să-l plătești. De aia sunt francize mai scumpe și francize mai ieftine. Pentru că, de exemplu, dacă îți faci o franciză de real estate, nu o să-i dau numele, dar e pe toate mașinile din București și o vedeți. Deci acea firmă de real estate pe care o vedeți inscripționată pe toate mașinile, de fapt este o franciză. De fapt, aveți în fața dumneavoastră niște foști agenți imobiliari de la diverse agenții care au dorit să vină sub cupola unei francize internaționale, să beneficieze de avantajele acestei francize, adică de tot know-how-ul, de training-uri, de o reputație,
dă o imagine mai bună și uite așa lumea crede că wow, asta e o firmă. Nu, nu este o firmă, sunt multe firme, sunt foarte multe firme. Și o astfel de franciză, de exemplu în zona de real estate, niciodată nu o să aibă o taxă de intrare și o valoare de investiție atât de mare ca o franciză de mâncare, unde ai nevoie să cumperi echipamente industriale și așa mai departe. Deci bugetul pe care îl aveți și domeniul de activitate spre care vreți să vă duceți sunt determinante în, alegerea unei francize. Adică nu trebuie să fiți descurajați de gândul că păi îmi trebuie sute de mii de euro să cumpăr o franciză. Nu. Există și francize internaționale de succes cu investiție mult mai mică. Depinde de domeniul de activitate. De exemplu, în domeniul de educație, iarăși sunt niște francize internaționale foarte interesante. În domeniu, un alt domeniu, uite, poate vindem un pont tinerilor antreprenori, un domeniu foarte puțin exploatat la noi, este domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Există francize internaționale care se ocupă de acest domeniu și care oferă toată rețeta afacerii respective. Eu cred că acest domeniu nu este foarte exploatat, deși are un potențial semnificativ, în opinia mea, în România, pentru că sunt foarte multe persoane care deja au venituri suficiente și care și-ar dori ca bunicilor sau părinților să fie îngrijiți, mai ales că mulți sunt dezrădăcinați, au venit din țară la București, părinții sunt departe, își fac griji cu privire la cum se simt, mai ales dacă mai au niște afecțiuni. Și atunci niște francize de calitate cu niște centre de îngrijire a persoanelor vârstnice făcute la standarde europene, cred că ar avea mare succes. Tu ce crezi? Am mai convins. Da? Asta ar fi o franciză pe care eu aș merge, de exemplu, pentru că îmi imaginez că cum necum și vârstnicii la un moment dat se gândesc că nu vor să devină o povară și atunci există și cerere în zona asta și exact. Dacă oricum serviciile de acest fel sunt destul de jos ca nivel în acest moment, de ce să nu vin cu ceva care și karmic să producă o schimbare în societate, nu doar să mă gândesc la faptul că vând niște mâncare și lumea e fericită și ei de fapt se îngrașă și fac accident vascular și legat de conspirații. Am auzit recent că de fapt dacă vrei să devii francizat în domeniul mâncării, ar trebui să te orientezi către moluri, pentru că se spune, mă rog, ci că s-a și dovedit științific, că în moluri există un gaz care îți produce senzație de foame. Și atunci tu mergi repede, repejor la food court. Da, aceeași reacție am avut-o și eu. Ok. Crezi că nu e doar Pavlov? Nu știu. Ar putea fi și instinctul Pavlov. Dar dacă ție ți-e foame, mie mi-e foame și tuturor ne-e foame când mergem la mall și există și această conspirație, ar putea fi adevărat, nu știu ce să zic. Ar putea fi, dar eu cred că mai degrabă este vorba despre altceva. Este vorba despre consecvența gustului acestor francize. Și asta e adevărat. Pentru că în momentul în care gustul este același pentru ani de zile, creierul nostru, în momentul în care vede semnul, știe gustul. Și în momentul în care știi gustul, ți se face foame. Pentru că stimulul ăsta e foarte important. Știi că nu ne e foame din burtă, ne e foame din cap. Întotdeauna asta e. Iar în momentul în care ești stimulat de un miros anume, nu simți că ți-e foame chiar dacă nu ai... Cel puțin poftă. Exact, poftă, chiar dacă nu mi-e care foame. Cumva se asociază cu foamea, pe scurt te duci și mănânci. Adică, da, despre asta e. Și, da, apropo de francize, că despre subiectul ăsta vorbeam noi astăzi, recomand tinerilor să caute pe internet, dacă nu au posibilitatea să consulte un avocat, măcar să caute pe internet, pentru că sunt numeroase francize care sunt mai la început, adică există francize în care taxa de intrare este 1.000-2.000 de euro. Ok. Așa că vorbim despre o investiție foarte mică, să analizeze portofoliul de francize accesibil bugetului pe care își doresc să-l aloce și de aici mai departe să facă o selecție, pentru că într-adevăr franciza este un drum mult mai ușor. Și aici vreau să vă mai spun un lucru.
Mai ales la început, în momentul în care tu n-ai mai avut niciodată o afacere. O franciză este cea mai bună variantă să înveți. Pentru că francizele nu trebuie să fie veșnice. De regulă, contractul de franciză este încheiat pe 5 ani. Cam asta e durata. La francizele cu investiții mai mari, în general, contractul de franciză se încheie pe o durată mai lungă ca să se poată amortiza investiția. Dar la francizele normale, obișnuite, fără investiții foarte mari, contractul de franciză este de 5 ani. După ce, e ca și când ați făcut o facultate de business. După 5 ani de franciză, eu pot să pun mâna pe inimă că o să puteți să vă dezvoltați propria afacere fără niciun fel de emoție. Pentru că deja ați trecut prin toate elementele, ați dobândit o conduită de business fără să vă dați seama. Ați dobândit această conduită de business care vă este piatra de temelie pentru viitoarea dumneavoastră afacere, pe care la un moment dat probabil o veți da și în franciză. Pentru că sunteți obișnuiți cu mecanismul. Și până la urmă, dacă ești tânăr și încrezător și vrei să faci, poate și dacă te țin cu relele, bineînțeles, poate chiar după primul an în care ești în această franciză, tu îți mai deschizi și propriul business, cumva îl alimentezi din partea cealaltă ca să nu dai greș, să nu eșuezi. E mai greu să te împarți. Treaba asta și din perspectiva împărțitului și din perspectiva contractului. Pentru că cei care... Ok, zim că aici sună interesant. Și colegii mei avocați din întreaga lume s-au gândit și ei la lucrurile astea la care te-ai gândit tu grozăvia asta românească. Și în general sunt clauze de neconcurență. În contract, da. Dar ideea e în felul următor. Și ce spun eu de când vin la această emisiune? Franciza face ca tânărul antreprenor să poată să depășească frica de eșec. Pentru că asta este ceea ce e cel mai greu. În rest, vorba americanilor, sky is the limit. Deci cerul este limitat. Orice este posibil, orice afacere poate avea succes în momentul în care există suficientă dăruire, cunoștințe, dorință și în momentul în care nu mai ai acea emoție și acea rușine și eu nu vreau să merg să prezint că eu nu sunt un vânzător, eu nu vreau să... Adică, uite, odată la o emisiune o să vorbim despre elevator pitch. Despre elevator pitch este okay. Un fel de discurs pe care tu l-ai face pentru a obține o finanțare din partea unui investitor, care trebuie să fie foarte scurt. Perfect. Adică exact cât poți să urci cu liftul. Foarte tare. Interesant. În situația în care ești pus în această situație de a merge cu liftul cu un potențial investitor și cum ai putea tu să-l convingi până ajunge liftul, da? Sau să-i stârnești curiozitatea cu privire la afacerea ta. Păi asta discutăm poate data viitoare și okay. Avansăm puțin discuția și în zona asta de business și oratorie pentru tinerii antreprenori, ca să nu se mai teamă. Să nu se mai teamă și să depășească această frică de eșec. Pentru că până la urmă ți-am spus, din punctul meu de vedere și din experiența mea profesională, frica de eșec este una din cele mai importante piedici în dezvoltarea unei afaceri. Mă bucur că ne-am văzut astăzi și cred că am început așa cu dreptul ziua și te aștept, da. Și săptămâna și te aștept și data viitoare. Spor la ședință. Mulțumesc, ne vedem marți. Cu drag, iar noi facem repede jur o călătorie până la Sport Total FM, așa că o să le spun bună dimineața băieților de la execuții matinale. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața. Bună dimineața. Da, bună dimineața, Georgianu, așteptam anunțul de un minut și nu l-am primit decât pe ăla de două. Și bă, așa e, dacă noi între timp vorbim pe post aici una alta, dar n-am mai văzut minutul, ca lumea să înțeleagă de ce a fost pauza asta. Ne-am luat cu vorba. Da, profesional ne-am luat cu vorba. Bineînțeles. Da. Uite, acum primez mesajul că intrăm. Vezi, delay pe internet, da, nu pe TV. Vorbesc serios acum, că vibrează și ceasul la mână, știi? Bun, vorbim despre Germania. Și nu despre COVID, nu despre Uniunea Europeană, nici despre Merkel. Vorbim despre meciurile cu Germania, nu, Daniel?
Da, am avut un meci cu Germania despre care am tot discutat în ultimile 48 de ore. Diferența a fost foarte mare și am pierdut la un scor foarte mic, dar deja a trecut meciul ăsta. Vine meciul la Tineret, diseară vom juca la Budapesta împotriva Germaniei și în cazul unui rezultat 2-2 se califică și România și Germania și Olanda este eliminată. Dacă noi învingem, sigur că ne calificăm și se califică și Olanda dacă va învinge Ungaria. Sunt multe calcule, noi ne-am gândit la 2-2 ăsta despre care am discutat, dar pe care niciunul dintre noi nu-l crede posibil, însă ar trebui să vorbim un pic despre ce calități avem noi în fața Germaniei. Sigur că avem o generație tânără, că e o echipă de tineri, dar sunt și mulți jucători foarte tineri, dar până la urmă nu prea ne avantajează nimic în contextul ăsta româno-german. Adică ei joacă la cluburi mari, ei câștigă mulți bani, ei sunt în campionate puternice. Noi avem acest entuziasm pe care l-am avut și acum 2 ani când a fost celălalt turneu final. Singura calitate, spun eu. Păi entuziasmul ăsta vine din faptul că atunci când ai puține performanțe, te agăți când ele apar. Așa. De asta acum 2 ani am fost fericiți și nu ne-am gândit că la o calificare venită după o pauză de 20 de ani o să jucăm semifinala și acum suntem bucuroși că am legat două calificări, da? Două calificări consecutive la Europeanul de Tineret, ceea ce pentru noi reprezintă un unicat. Și de aici entuziasmul. Cei de afară, sigur că își doresc să câștige titlul european. Germania poate să se califice în fiecare an, vrea și ea titlul, dar dacă nu-l obține, nu e nicio problemă. Țelul acestor naționale de tineret este să propună jucători pentru prima reprezentativă. E mai important decât orice. Da, pentru că la noi chestiile astea vin rar, suntem mai prinși așa de eveniment ca altădată. 2-2 spuneai, mă, cu 2-2 nu știu ce rimează, la 4-4 ca la teatru se spunea pe vremuri și se mai spune și acum, dacă meciurile de 4-4 nu miros bine din punct de vedere al fair play-ului, nu cred că se pune problema de o prietenie între noi și nemți, așa cum am văzut prietenii între scandinavi la turnee finale de campionat european sau între nemți și austrieci la un campionat mondial în 82. Adică la un 0-0 își mai vorbesc jucătorii pe teren, dar să faci un 2-2 e deja... E urât. Nu, dar e complicat. Nu numai că e urât. Nu crezi că e complicat? E complicat. Exact cum am vorbit noi la handball de 30-25. Așa, 5 goluri. Da. Aveam nevoie noi, da, 30-25. Greu să se întâmple. Aștept de la Adrian Mutu, pe care ni l-a lăudat toată Federația Română de Fotbal în frunte cu Mihai Stoichiță, ce bun antrenor e, ce viziune are și el și Mirel Rădoi. În seara asta cu Germania avem nevoie, dincolo de entuziasmul ăsta de care am vorbit, și de o creativitate, de o minte sclipitoare care să găsească niște soluții. Poate apar al jucător, se tot vorbește de Octavian Popescu și de Radu Drăgușin, poate apar al jucător în primul 11, poate are o alt fel de tactică. Așteptăm de la... Am spus că alți antrenori sunt bătrâni, că n-au idei, că e un alt fotbal acum. Bun, avem doi antrenori tineri, unul dintre ei e în fața unui moment important. Pentru că dacă învinge Germania în această seară, cu siguranță Adrian Mutu devine un antrenor important. Da, bine, mintea sclipitoare a lui Mutu nu poate influența driblingurile din teren. Le poate contracara. Da, eu nu știu dacă poate găsi o tactică diferită cu Germania. Adică deja am văzut Germania și eu cred că va juca sau ar trebui să joace ceva mai curajos decât în meciul cu Olanda, că atunci am spus că a stat prea mult la cutie, nu? Important este să poți să fii mai curajos. Repet, sunt echipe care nu-ți dau mingea, chiar dacă tu încerci să le iei. Cum a fost naționala Germaniei la seniori. Nu ne-au dat mingea. Ce să facem? Erau primii la toate duelurile. Când o pierdeau, o recâștigau în câteva secunde. Știu, dacă e bună comparația cu naționalele de tineret, că și ei au alt nivel, nu ca la prima reprezentativă, eu nu știu dacă poate găsi o strategie nouă. Important e să fie jucătorii cât se poate de determinați. Până la urmă, Gabi, noi am făcut egal cu Olanda, 1-1. Iată că și Germania a egalat Olanda pe final și a făcut 1-1. Deci n-ar trebui să fie mari diferențe, cel puțin în privința scorului, că în celelalte situații nu prea ne avantajează absolut nimic. Da, și eu am spus că la nivel de tineret n-am văzut diferențe atât de mari între noi și olandezi, respectiv nemți.
în schimb la senior s-a văzut, adică diferența este uriașă. Scorul a fost mic, diferența din teren foarte a fost mare. Foarte mare. Să sperăm că ne vom bucura diseară și hai România. Și oră bună, să știți, adică ora 19, nu? Da. E, toată lumea se poate uita la meciul ăsta, inclusiv tu, Georgia, te poți uita. O zi bună! Toate bune! Mai ales că, așa cum sunt un cetățean bun, ar trebui să fiu și în casă, nu neapărat la ora 7, dar ceva pe acolo să placă la toată lumea. Avem și noi știrile noastre aici de dimineață, știri care ne interesează pe toți, așa că vă anunț că ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că școlile nu se închid pentru că vor funcționa clasele terminale, chiar dacă predarea se va face online, iar grădinițele vor putea solicita să aibă activități didactice cu copiii, dar cu avizul Direcției de Sănătate Publică. În privința evaluării naționale, Sorin Câmpeanu a anunțat că doar în peste 140 de școli din cele peste 5.000 nu s-a susținut examenul din cauza măsurilor de carantină. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a vorbit despre structura anului școlar reglementată printr-un ordin de ministru. El a anunțat că școlile nu vor fi închise, deoarece elevii claselor terminale nu vor avea programul modificat, chiar dacă predarea va fi făcută online. Școlile nu se închid pentru că elevii claselor terminale, a 8-a, a 12-a, a 13-a, nu vor avea programul modificat. Avem 20 de zile de vacanță, 10 zile pentru sărbătorile pascale catolice între 2 și 11 aprilie și 10 zile de vacanță pentru sărbătorile pascale ortodoxe între 30 aprilie și 9 mai. Cele două săptămâni de vacanță suplimentare se pot transforma în zile de școală cu prezență fizică. Grădinițele vor putea solicita să aibă activități didactice cu copiii, dar cu avizul Direcției de Sănătate Publică. În privința examenului de evaluare națională, Sorin Câmpeanu a anunțat că doar în peste 140 de școli din cele peste 5.000 nu se susține această testare din cauza măsurilor de carantină. Pe mai departe avem una bucată băiat pasionat de astronomie care a descoperit peste 100 de stele, și una bucată fată care s-a uitat la foarte multe filme romantice și care, sincer, sincer, și-ar dori la un moment dat ca una dintre stelele de pe cer să se numească Pato. Pato este cățelușul meu, așa că în momentele următoare voi încerca să-l conving pe Gabriel Cristian Neagu să facă acest lucru pentru mine, dacă nu pentru noi, să se numească Metropola. Următoarea astea, nu știu, să vedem. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Și noi mulțumim că te-ai alăturat matinalului. Ce zici? Ne înțelegem ca următoarea stea descoperită să se numească Pato sau Metropola? Ar fi interesant să se numească, dar din păcate sunt alte reguli în denumirea stelelor variabile. Uite, aș vrea să, să ne povestești și nouă ce înseamnă o stea variabilă. O stea variabilă este o stea care este strălucire fluctuează în timp. Aceasta nu este constantă. Poate să varieze periodic sau neperiodic, pot să fie evenimente cataclismice la suprafața ei. Și cum pot fi ele descoperite? Tu ce pași ai de parcurs pentru a descoperi o astfel de stea variabilă? Ele pot fi descoperite în urma surveiului fotometric, care presupune fotografierea cerului pe o perioadă lungă de timp, iar apoi verificarea strălucirii tuturor stelelor din câmp. Și atunci vedem dacă unele din ele suferă schimbări. În caz că acestea suferă schimbări, le cercetăm puțin mai atent, dacă am analizat corect, verificăm dacă sunt stele variabile cunoscute și publicăm descoperirea printr-un articol științific sau într-un catalog oficial. Foarte interesant. Tu cum ți-ai descoperit pasiunea pentru astronomie? Eu am crescut la țară și aveam cerul liber plin de stele, însă mai mult decât frumusețea lui, mai departe n-am rămas cu vreo pasiune. Eu m-am înscris acum 4 ani în clubul de astronomie de la Observatorul Astronomic din Galați și aici am văzut instrumentele, posibilitățile, descoperirile făcute anterior de ceilalți membri ai astroclubului și atunci mi-am dat seama că vreau și eu să descoper stele variabile și asteroizi. Ceea ce Ceea ce ai și făcut, așa că aș vrea să te întreb oficial pe tine, câte stele variabile ai reușit să descoperi până acum? Peste 100. Sunt 98, deocamdată denumite după mine, plus încă
vreo 20 descoperite cu alți colaboratori. În jur de 110. Plus minus. Care este steaua pe care o consideri cea mai importantă din cele pe care le-ai descoperit până acum? Sunt multe pe care le consider importante, dar este una, NGKA V84, a 84-a mea descoperire, pe care o studiez acum împreună cu o echipă de cercetători, pentru că nu ne dăm seama exact ce poate fi. Nu îi putem stabili tipul atât de ușor. Necesită mai multă cercetare. Legat de colaborarea cu cercetători, am înțeles că tu colaborezi cu o doamnă cercetător de la Universitatea Caltech. Mi se pare fantastic și aș vrea să te întreb cum ai reușit să iei legătura cu dumnei. Ea a luat legătura cu mine văzând o telegramă astronomică pe care am postat-o cu ajutorul unui colaborator astronom profesionist și mi-a spus, este un obiect interesant, haide să facem un articol științific, să ne apucăm să-l cercetăm. Și a făcut două analize spectrale folosind telescopul Keck de 10 metri și acum sunt ambele în curs de procesare. Foarte interesant. Și tu ce teorie ai în privința acestui fenomen? Ce crezi că ar putea să fie? Poate să fie multe chestii. Ori un fenomen exotic al unei stele evoluate, ori o ciocnire între două stele. Sunt multe teorii. Deocamdată urmează să le luăm pe rând și să analizăm atât. Se poate anticipa timpul pe care ar trebui să-l dedicați cercetării astfel încât să ajungeți la un rezultat? Deocamdată nu se poate, pentru că trebuie să luăm... De fapt, sunt multe imagini de analizat. Avem zeci de imagini vechi, din alți ani, în infraroșu, în spectru vizibil, care trebuie analizate, strălucirea trebuie măsurată, trebuie construită o curbă de lumină, plus calcule de modelare stelară, ca să modelăm exact ce se întâmplă acolo și apoi să ne dăm seama. Pasiunea ta și contextul în care tu ești acum, cum e percepută de ceilalți? Părinții, prietenii, colegii de școală, cum te percep? Ce părere au despre tine? Da, ce apreciază munca mea. S-au uitat și ei la ceea ce fac. Le-am explicat că nu este chiar atât de complex. Liceul mă susține foarte mult, postează pe pagina lor activitățile mele. Aș vrea să te întreb dacă în România există facultăți cu specializarea astronomie. Din păcate nu avem, dar în continuare putem urma o carieră sau mai degrabă să o pornim în România, prin intermediul observatoarelor astronomice, unde elevii pot căpăta cunoștințe legate de astronomie. Având în vedere că la noi n-ai putea să-ți desăvârșești studiile în acest domeniu, ce planuri de viitor ai? Vrei să pleci peste hotare la facultate? Da, la master și la doctorat este nevoie, pentru că nu avem astfel de programe. În schimb, în România se pot urma facultăți de fizică sau de IT, care pot deschide drumul spre astronomie. Și având în vedere că ești deja clasa 12, ai decis către ce facultate te îndrepți? Da, doresc să urmez o facultate de IT. Foarte interesant. Deci nu vrei să pleci foarte departe de casă, momentan. Da, asta va trebui și la doctorat. Pentru că doctoratul este foarte necesar în astronomie. Uite, aș vrea să-ți adresez și o întrebare mai picantă așa de dimineață. Tu când ești la o întâlnire cu o fată, prima și prima întâlnire are loc la observatorul astronomic? Se poate spune că da. Mă bucur că ne-am auzit în această dimineață și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Îți doresc mult succes pe mai departe și poate că dacă nu există acum facultăți cu această specializare în România, cine știe, poate peste 10-15 ani, personalitatea ta o să facă necesară o astfel de specializare și la noi. Da, sunt din ce în ce mai mulți copii pasionați care doresc. Zi frumoasă îți dorim și mult succes pe mai departe.
Și în aceste momente eu zic că este cazul să luăm și o scurtă pauză de publicitate, așa ca de început de zi, dar revenim cu un subiect foarte, foarte interesant. Am vorbit cu Ana Gherghina despre mâncare și cumva despre asta continuăm să vorbim, așa că sunt convinsă că sunteți pe recepție și vreți să rămâneți alături de noi, așa că în 5 minuțele ne întoarcem.